Au negat că s-au despărțit, dar acum un detaliu i-a dat de gol. Toată lumea se întreabă ce se întâmplă între Stelianu Filip și soția sa. Haideți să vedem ce spun sursele spainews.ro despre cunoscutul fotbalist și Bianca. Cum este el ca tată? El ca tată? Un tată, să spun, mai copilăros. Nu este foarte, foarte, foarte implicat, adică având în vedere că are 24 de ani, nu poți să dorești prea multe, nu? Dar de atenția lui o are de fiecare dată când are nevoie. Așa vorbea Bianca Marina despre soțul ei, Stelianu Filip. Și chiar dacă în trecut au mai existat zvonuri legate de o posibilă separare, blondina a infirmat la vremea respectivă orice zvon. Cu toate astea, lucrurile dintre cei doi pare că nu mai sunt doar lapte și miere. Bianca Marina și-a aniversat recent ziua de naștere, însă nimic nu a mai fost ca în anii precedenți. Astăzi este despre tine. Lângă tine am învățat ce înseamnă iubirea cu adevărat. Este ziua ta și îți doresc să fii fericită toată viața alături de noi. Îți mulțumesc că faci parte din viața mea. Te iubesc! Așa suna mesajul emoționant pe care Stelianu Filip l-a transmis anul trecut soției sale prin intermediul rețelelor de socializare. Și dacă înainte fostul fotbalist obișnuia să-și declare public dragostea ori de câte ori avea ocazia, iată că de data aceasta totul a fost redus la tăcere, căci pe paginile de socializare ale lui Stelianu nu a apărut niciun mesaj de acest gen. Mai mult, nici Bianca nu a postat nimic referitor la ziua ei de naștere. Nici o petrecere, nici un cadou. Absolut nimic care să ne ducă cu gândul că cei doi sunt fericiți și sărbătoresc împreună ziua de naștere a Biancăi. Iar acest lucru e dovada clară a faptului că dragostea lor nu mai este cum era la început.